Ionuț Doldurea și partenerul său de afaceri Cosmin Stângă sunt așteptați din clipă în clipă la parchetul general, asta după ce avocații celor doi au contestat măsura impusă de procurori și cer una mai blândă. Între timp, autoritățile au pus sechestru pe 15 conturi bancare și pe mai multe proprietăți ale patronilor stației GPL de la Crevedia. Colegul meu, Cornel Chitucea, ne spune mai multe. Bună dimineața, Cornel, ce se întâmplă mai exact acum acolo? Bună dimineața, Luiza, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ionuț Doldurea și asociatul acestuia Cosmin Stângă vor ajunge la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție imediat. Se așteaptă să ajungă la ora 8 și câteva minute. E de precizat că ieri autoritățile le-au aplicat acea măsură asiguratorie, mai exact sechestru pe bunuri. Și de aici vine întrebarea pentru foarte mulți oameni din Crevedia, de unde vor reuși Ionuț Doldurea și asociatul acestuia să le plătească daunele materiale. Totodată e important de precizat că ei au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile după ce procurorul a propus judecătorului de drepturi și libertăți această măsură, iar judecătorul a luat decizia de a admite propunerea făcută de procurori. Ei au ajuns, vă reamintesc, la judecătoria sectorului 5 după ce au fost din nou audiați aici la parchetul general de către procurori. E important să aducem în vedere telespectatorilor și faptul că în continuare Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă nu doresc să vorbească cu procurorii. Vă reamintesc că această atitudine pe care o au cei doi vine în urma propunerii făcute de avocat. Mai exact, avocatul care reprezintă firma Douglas a luat decizia de a le spune atât lui Doldurea cât și lui Cosmin Stângă să nu vorbească în fața procurorilor până când acesta nu analizează în detaliu acel dosar pe care îl au cei doi. E important să precizăm și faptul că în continuare acești doi asociații, Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă, nu doresc să vorbească nici cu presa, tot la propunerea făcută de avocat. Așadar, așteptăm pe cei doi să ajungă aici la parchetul general și revenim cu imagini în direct.